Bună, Rac, și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 13-19 noiembrie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Rac, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu aceste previziuni, te invit cu drag și la o analiză cu mai multe detalii, la partea bonus. Acolo analizez pentru fiecare zi în parte ce se întâmplă, vedem de unde vine norocul în fiecare zi. Îți ofer și un ritual pentru luna asta nouă din Scorpion, care e destul de intensă pentru toată lumea și în special pentru tine, că ești guvernat de lună. Clarificăm cărțile de tarot, îți ofer și un sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru tine în luna noiembrie. Bun, dragi raci, începem cu luna nouă din Scorpion, care e destul de intensă și care va da și pentru tine o resetare legată de o poveste de iubire, legată de un copil, un parteneriat de afaceri. Poate unii raci abia acum aveți curajul și vă investiți și voi energia în ceea ce vă place și nu vă mai dați tot timpul din lume celorlalți. E un moment acolo, dragi raci, în care se poate da o resetare, să știți, și într-o relație de cuplu. Fie treceți la următorul nivel, fie este vorba despre o separare. Pentru unii, bineînțeles că este vorba și despre o schimbare bruscă a unui plan de viitor, a unei afaceri, a unei relații. Vedeți că pot apărea și tensiuni pe luna asta nouă în relația cu partenerul legate de viitorul relației. Și cumva acum puteți și voi să vedeți una și bună. Băi, ori e albă, ori e neagră, da? Ori mergem împreună pe același drum, ori ne separăm. Că na, Scorpionul e cu totul sau nimic. Și să nu uităm că Marte e guvernatorul destinului în acest moment, deci mai ales implicat în această lună nouă și în opoziție cu Uranus, vă dați seama ce iese acolo. Acum, nu este ceva neapărat negativ, pentru că această lună nouă, din punctul meu de vedere, este eliberatoare și ne ajută să ne organizăm puțin mai bine. Da? Pentru tine norocul chiar vine prin relațiile cu ceilalți, prin clienții tăi, prin oamenii în general pe care îi ai în jurul tău. Da? Bun, poate să fie și o idee genială care îți vine și care îți cam schimbă planurile de viitor. De ce? Apoi, tot săptămâna aceasta, uite, ai niște discuții acolo intense, interesante și uite, rezolvi niște lucruri foarte importante privind casa, familia, privind viața ta privată și de asemenea reușești să rezolvi ceva foarte important, poate legat de un proiect, poate este ceva legat de spațiul în care lucrezi pentru alți raci sau poate aveți de rezolvat niște chestiuni importante privind niște acte pentru casă sau rudele astea vă solicită și voi sunteți acolo și îi ajutați. O săptămână aș spune bună pentru tine, în mare parte. În primul rând, îți crește foarte mult intuiția. Vei avea o mai mare încredere să faci ceea ce îți place și asta e absolut fantastic. Vezi că poți să găsești niște soluții absolut geniale legate de bani sau soluții care pur și simplu să-ți ofere o mai mare încredere în tine, să ai o mai mare putere. Deci, un moment superb, efectiv. Cu toate că, așa cum spuneam, toată săptămâna asta vine și cu decizii radicale. Chiar dacă ne surprind, pentru că v-am mai spus, în noiembrie e stinsă lumina și nu vedem foarte bine ce se întâmplă. Nici nu înțelegem. Da? Însă este important să ne dăm seama că intuiția ne ajută să luăm lucrurile încet și sigur, să nu ne aruncăm cu capul înainte. Cred că este o săptămână în care tu te vei simți bine din punctul ăsta de vedere. Adică e multă intuiție pe cer, e foarte multă confuzie în același timp, dar vezi tu, busola e sensibilitatea și aici cred că ești maestru, ca să zic așa. Bun, hai să vedem, dragi raci și arhanghelii, ce zic, ce trebuie voi să știți. Pentru rac, ce trebuie să știți? Săptămâna 13-19 noiembrie. Ce zic arhanghelii? Ia să vedem. Pentru rac. Ia uite, a ieșit simțul stenic al umorului. Deci simțul umorului. Te bucuri de ceva. Glumești. Numerele importante. 2, 4, 6, 24. Culorile importante pentru tine sunt verde, galben
roz, albastru și non-culoarea alb. Simte aici să spun că ai un înger păzitor, ai o persoană acolo care te ajută. Fie este un prieten, fie simți tu așa energetic o ghidare puternică, simți o protecție. Alți raci, poate chiar aveți niște colegi buni lângă voi, aveți oameni frumoși care vă ajută, care vă înfrumusețează viața. Și arhanghelul Rafael este cel care ție îți transmite un dar, o ghidare. Te ajut să manifesti simțul umorului, jucăușenia pură, voioșia, spontaneitatea, bucuria, optimismul și speranța de viață. Deci este o săptămână în care te vei bucura de tot ceea ce este în jurul tău, te vei simți ca un copil. Uite, poate să fie o resetare, uite cu luna asta nouă, o resetare a copilului interior, că ăla e acolo veșnic la orice vârstă. Te bucuri ca un copil, se întâmplă ceva spontan în viața ta, ești foarte optimist, foarte frumos. Hai să vedem în continuare ce zice și tarotul, hai că e o săptămână intensă. Să vedem ce spune tarotul pentru RAC. 13-19 noiembrie, lună nouă în Scorpion, multe aspecte pe cer. Da, e multă apă pe cer, deci mult element de apă, ceea ce e benefic pentru tine, că tu te simți bine în zona aceasta. Da? Hai să vedem, dragi raci, ce spune tarotul. Simt să mai amestec puțin. A ieșit un 8 de bâte momentan, deci lucrurile se desfășoară foarte rapid săptămâna aceasta pentru tine. Văd foarte multă bucurie, văd foarte multe drumuri, foarte multe discuții care au loc. Este și o pasiune foarte mare. Vedeți, dragi raci, că pentru unii dintre voi, luna asta nouă poate să aducă și o nouă iubire. Doar că știți cum e cineva care vă schimbă viața radical. Radical. Ok. Unii puteți să aflați și un adevăr, vedeți, pe luna asta nouă, adică mulți vom afla adevărul, dar văd că în mod special voi. Cavalerul de monede, doi de spade, deci uite, te miști așa încet și sigur spre ceva anume, spre ceva anume. Este o săptămână în care eviți să comunici sau este o săptămână în care pur și simplu nu știi ce să alegi. Vrei să stai acolo tu cu tine și să vezi ce decizie să iei în continuare, să vezi ce anume poți să faci de acum încolo. 8 de bâte. Spuneam că totuși este o săptămână cu multă pasiune. O săptămână în care lucrurile se desfășoară destul de rapid pentru tine. Și mai văd eu aici clar niște discuții pe care le ai cu o persoană. Din punct de vedere personal, adică prieteni, familie, casă, iubire, acolo să știi că se întâmplă niște lucruri. Regele de monede, la baza manifestărilor tale, o legătură aici, poate cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn, dar vezi tu, este și o săptămână în care ești foarte sigur pe tine. Banii contează mult, stabilitatea ta materială, stabilitatea ta emoțională. Trei de spade în inima ta, deci ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine. Da? Acum, sincer, nici nu pot să spun că este o lună nouă, fantastică, care aduce norișor și totul roz și frumos. Aduce lucruri bune, doar că, așa cum am zis, în luna noiembrie nu o să vedem lucrurile clar. Abia din decembrie ne dăm seama ce binecuvântare a fost. Da? Sau abia atunci începem să înțelegem lucrurile exact. În mintea ta, doi de monede, deci... E ca și cum încerci să-ți menții aici stabilitatea, încerci să-ți menții echilibrul. Poate ești prins între două locuri de muncă, două situații importante, două activități foarte dragi ție. Unii raci, primiți bani, dați bani la rândul vostru. Valetul de cupe în exterior. Uite, niște vești bune care apar săptămâna asta. Cineva vine, ți oferă o invitație, poate chiar sunt niște vești bune care apar. O persoană văd aici creativă, poate să fie un copil sau o persoană mai tânără. Apoi avem magicianul în exterior, este prima arcană majoră din citirea ta și avem două până acum, următoarea o să o prezint imediat. Magicianul ăsta zice că cineva aici încearcă să te convingă de un anumit lucru. Poate este o persoană care își și urmărește propriul interes dintr-un anumit punct de vedere. Deci cumva cineva se pregătește de ceva anume.
Justiția, ultimul mesaj, o legătură cu zodia balanță pentru unii, dar văd eu clar și o decizie importantă care se ia săptămâna asta. O decizie legată de muncă, o decizie poate și eu legată de un proces pentru unii raci, poate e ceva legat de niște acte. Da? Justiția poate să spună pentru tine și despre faptul că cineva vrea să facă dreptate. E ca și cum cineva pregătește aici o ieșire, pregătește ceva. Și, dragi raci, din ce simt eu aici, îmi vine să vă spun să nu luați lucrurile foarte în serios săptămâna asta. Acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Sper că te ajută aceste informații. Îți mulțumesc frumos pentru că mi-ai fost alături. Dacă ai rezonat cu mesajele și dorești o analiză cu mai multe detalii, te invit cu drag și la partea bonus. Acolo analizez pentru fiecare zi în parte ce se întâmplă, îți explic și de unde vine norocul. Îți ofer și ritual pentru luna asta nouă din Scorpion. De asemenea, tot acolo clarificăm toate cărțile de tarot. Îți ofer și un sfat din partea îngerilor romantici. Apoi îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa. Iar în final vedem surpriza pentru tine în această săptămână. Dragi raci, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături. Mulțumesc pentru susținere. Și vă îmbrățișez cu mare, mare drag, vă doresc să aveți parte de o săptămână cât mai frumoasă și să ne revedem cu bine și data viitoare sau să ne revedem cu bine și la previziunile zilnice pe zodii. Te îmbrățișez cu drag, să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă!